mergem, pa? Dă-mi un pupic, dă-mi. Unde pleci? Mergi la mare? Thank you.
Ce vrei, mami? Vrei în apă, Filip? Vrei în apă? Ce vrei? Uite, mami! Uite! Cineva s-a trezit acum. A ajuns la locație. Cam așa arată. Avem aici un mic ponton, nu știu cum să-i zic. O să vă detaliez eu, o să vă arăt eu mai bine. Și așa arată complexul în care vom sta pentru 4 nopți, 5 zile. Ok, haideți să vă arăt apartamentul. Aici este intrarea, imediat pe stânga. Noi avem tot felul de detalii aici, din câte văd, așa cu această tematică de mare. Cum intrăm aici, avem un mic holișor cu un dulap cu niște oglinzi mari. Acolo sunt eu, nu mă băgați în seamă. Aici avem un tablouaș superb. Un scaunel, haideți să vedem și ce găsim în dulap. Sper să avem fier de călcat. Avem și fier de călcat și măsuță pentru călcat. Acolo avem băbucei de casă, prosopele și lenjerii curate. Hai să vedem dacă mai avem ceva și în partea asta. Un aspirator. Ok, acesta este holișorul, să spun așa. Aici avem baia, care arată cam așa. Aici avem o mulțime de produse. Toaleta, cabina de duș. Aici avem dormitorul. Un pat, niște comode tare, tare frumoase, veioze. Aici este un dulap mare și tare frumos. Aici nu cred că mai găsim ceva. Merașe. Ok, avem suficient spațiu. Deasupra patului avem două tablouri. Lustra e tare, tare frumoasă. Foarte multe detalii frumoase aici. Patul arată cam așa. Avem aici un televizor. O plantuță naturală. Foarte frumoasă. Mai avem aici un tablou. Iar aici avem un balcon. Cam așa se vede dormitorul. Foarte frumos. Iar aici avem un balcon pe care se vede cam asta. Nu avem vedere la mare. Haideți să ieșim pe balcon. Se vede și mare acolo. Iar aici, la locație, avem un ponton superb. O să vi-l arăt eu imediat. Foarte drăguț. Haideți să mergem mai departe, să vă arăt și livingul și bucătăria. Ia uitați cu ce este ușa noastră oprită.
Aici mai avem încă un tablou. Iar aici avem livingul, care este un living cu tot cu bucătărie. Aici avem o canapea, un pat. Aici televizorul, iar aici alte detalii. Ia uitați cât de frumoase sunt. Cam așa arată. La fel, cu o lustră superbă. Iar aici avem un tapet. Uite așa să nu fac vreo gafă. Să întrerup puțin filmarea. Aici avem o masă foarte frumoasă cu 4 scaune. Aici avem o măsuță de cafea. Aici o plită. Avem așa o mini bucătărioară. Aici avem din nou ieșire pe balcon. Iar aici din nou ieșire pe balcon. Aici avem tot câteva corpuri de bucătărie. Cam așa se vede acest tapet frumos. Haideți să vedem puțin ce avem aici. Avem așa. Aici avem ceaiuri, prăjitor de pâine, aparat de cafea. Vreți să deschidem dulapurile? Hai să le deschidem. Eu l-am și pe Filip în brațe. Aici avem farfurii, boluri de ciorbiță, cuțite. Aici avem un cuptor cu microunde. Aici frigiderul. Cu tot cu congelator. Încerc să mă grăbesc pentru că Filip este foarte, foarte obosit. Aici avem tacâmuri. Crădicioare. Ia uitați cât de frumos este. Da. Și cam așa arată locația noastră. Haideți să mai facem repede, repede să vă arăt și ieșirea pe acest balcon. Haideți să vă arăt cea de-a treia terasă, pentru că este a treia. Avem aici scaunele, masă. De aici se vede cam așa. Avem niște geamuri mari. Mai avem aici mai multe scaune, alte detalii frumoase. Și mai avem un balcon și acolo. Vi-l arăt și pe el și gata, am terminat. Sper să nu vă fi plictisit. Aici putem să întindem câteva rufe. Este foarte frumos. Iar acolo se vede marea. Am făcut și câteva cumpărături. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Am cumpărat 2 litri de lapte pentru cafea și pentru laptele cu cereale. Pentru Filip am luat afine și piure de fructe. Am luat felii de brânză topită și șuncă pentru sandvișuri, la fel și cașcavalul. Aici avem niște apă cu pepene, iaurt Zuzu cu fructe de pădure și cu pierse și caise, iaurt grecesc. Aici avem mai multe beri fără alcool și doze de Pepsi pentru luat la noi la plajă. Asta este din partea casei. Aici mai avem 2 ardei capia și 2 avocado. Suc natural, apă, tot o apă cu merișoare și mere. Iar aici am cumpărat cereale pentru dimineață, 2 pâini și o pungă de pufuleți. Și asta am cumpărat noi. Avem și frigider, frigiderul este mare, ne bucurăm tare mult că avem frigider. Așa se mănâncă la noi pepenele. Place așa, Filip? Da.
arătăm că Filip a prins două ciocolățele. Filip, a fost bune? Bravo, mami! Filip, a fost bun? Ți-a plăcut? Pardon, stai la masă, da? Nu te mai dă în jur. Toată lumea are somn? Nu mai fi niciun. Vrei la apă tu? Apa. Vrei la apă? Acolo avem niște haine de întins. Toată lumea doarme, mai puțin noi. Pentru că Filip nu are somn. Noi am dormit, iar acum ne-am pregătit și mergem puțin la plajă, o oră, două. Iar apoi venim, ne pregătim și ieșim să mâncăm, ieșim să ne plimbăm. Pescăruși, tati, da, pescăruși, da. Nu sunt la noi.